Avem aici un roi mic la care a fost cu trei rame. Ieri sau când am băgat o ramă cu puiet, pentru că e târziu, am zis că trebuie ajutați. Puiet căpăcit, bineînțeles. Acesta a fost puiet al lui. Este puțin puiet aici. Aici sunt o porțiune de ouă a depus deja, pentru că e cald, este 15 iulie, cam 20 de grade este afară. Iar aceasta este rama care a fost următoarea, rama care a fost cu puiet căpăcit. După ce rama, puietul căpăcit iasă, rama eventuală lăsată ca să depună ouă, vine extrasă și băgată altă ramă cu puiet căpăcit. Nu avea nici miere, că se vede pe următorul fagure. Aceasta are o coroană de miere. Coroana de miere de iarnă trebuie să fie cam a treia parte din coroană. Deci vine împărțit în trei, a treia parte trebuie să aibă coroană de miere până aici. Și acesta ar trebui să aibă ultima ramă cu miere. Deci în total ar trebui să fie 8-10 kg de miere. Mă uit să văd ce s-a întâmplat, au ieșit albinele de aici, este bine. Deja este un roi sănătos până în toamnă. Mai trebuie alimentat cu sirop. Acesta l-am văzut. Cu sirop se face decomplectare până la sfârșitul lunii iulie. La sfârșitul lunii iulie, acesta este gol. A început să bage, pentru că acea ramă n-a fost, a început să bage miere pe aici. Aceasta este o situație. Ăsta era un roi slab, era pe trei rame, dar văd că a făcut și merge bine. Să vedem altă situație. Aici avem o situație gravă, nu l-am desfăcut ăsta încă acum. Îl desfac, adică l-am desfăcut ieri, alaltă ieri, nu mai știu. Asta este un stup bezmetic. Vedeți, a fost tare, a roit așa de mult încât s-a terminat cu el. A roit așa de puternic. Și problema, nu știu dacă a fost roiul, cât mai mult a fost că a rămas fără matcă. Cum l-am scos, se vede, albinele sunt mai negre, deci sunt vechi, și sunt celule de trântor. Este, în locul să fie albine, este doar albine de trântor. L-am desfăcut de tot. Nu are doar albine de trântor, nu are albine lucrătoare. Asta este o matcă trântoriță. Uitați, aici este trântor și trântor. Are miere până aici, deci este
Miere are multe. Acesta a stricat fagurii. Fagurii ăștia toți ar trebui înlocuiți și luate diferite măsuri. Pentru ca să devină un stup, el mai are multă albină, foarte multă albină, deci este un stup puternic. Dar acum nu știu exact cum a rămas fără, problemele sunt multe, se pot fi multe. Să rămâne cu matcă trântoriță, aici sunt botci, e o botcă, mai sunt botci, dar nu cred că o să accepte să fie matcă, pentru că trântorițele o să omoară mătcile astea care ies, o să le omoare până nu ies. Eu îl mai las așa, hai să zicem 2 săptămâni, o săptămână peste o săptămână. Am să controlez dacă a ieșit vreo matcă, normal, sau este omorâtă lateral. Și variantele pentru rezolvarea acestei probleme, care este o problemă, deci atâta timp cât sunt celule de trântore la ora asta, trântorii sunt cam dați afară. Deci asta se impune acum, controlul la stupi, pregătirea pentru iernare, eu am mai spus-o, stupii care au fost tari au ceva miere, stupii slabi trebuie ajutați și trebuie completate rezervele de hrană până când am spus. Până la sfârșitul lunii, deci nu în august, acum mai sunt 2 săptămâni, trebuie completate rezervele de hrană. Totodată trebuie micșorat urdinișul, pentru că începe furtișag, ca să nu îți provoci furtișag, că dacă începe furtișag e grav de tot. Nu prea mai poate fi oprit, deci tare greu distrugere stupi. Deci micșorat urdinișul și hrănirea seara, când nu mai ies albinele afară. Vine hrănit și trebuie să aibă, am spus, stupul slab, 8-10 kg de miere, un stup puternic, un stup foarte puternic, trebuie să aibă 15-20 de kg de miere. Un fagure umflat conține 4 miere, 4 kg, un fagur din ăsta, socotiți pe la 3 kg, un sfert din el, 1 kg de miere. Deci, 1 kg de miere pe un fagure, fagurii, și aveți grijă ca să aibă matca unde să depune ouă. Acum faceți hrănire pentru iarnă. Hrănirea de stimulare, aia se face cu puțin și se face din 3 în 3 săptămâni, pentru că matca depune odată ouă, nu mai are unde să depune, degeaba mai faci stimulare. Și cam atâta vă spun eu până acum pentru acest episod și mai vedem ce se întâmplă în continuare.